Check the mic and make sure it sound right, boys. Câte o picătură. Ne dozează aici foarte bine. Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Pentru astăzi m-am gândit să facem un sistem de picurare la florile de ghiveci. Asta este pentru cazul în care vreți să plecați de acasă, iar plantele dumneavoastră de ghiveci vreți să nu sufere de lipsa apei. Poate plecați în vacanță și este foarte util un astfel de sistem de picurare. Nu uitați acolo, dacă vă plac materialele noastre, să lăsați un like. Noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și vă mulțumim foarte mult. Puteți să dați un share, să afle și prietenii dumneavoastră. Aveți nevoie de două sticle. Bine, ați putea să faceți și cu o sticlă dacă aveți un furtunel. Și o să vă arăt despre ce este vorba. Deci dacă aveți un furtunel din acela subțire, transparent, luați așa o bucată de material sau un șiret mai gros, introduceți prin acel lunaș și dați o gaură în dopul sticlei și veți pune acest furtun cu material. Eu, pentru că nu am furtun din acela subțire, voi face alt sistem și o să vedeți despre ce este vorba. Am nevoie de două sticle, folie de aluminiu, o bucată de material foarte absorbantă și puțin scoci. Haideți să vedem cum vom proceda. Am să tai una din sticle. Îi tai partea de jos. Cred că merge cu parfec. Avea nevoie doar de partea de jos și de sticla întreagă. Să vedem. Ar mai trebui un pic să tai din ea. Trebuie să se fixeze sticla de sus foarte bine în partea de jos. Să poată să producă un vid aici. Mai tai un pic. Da, este foarte bine acum. Și vom nota aici, uitați, în dreptul dopului, vom da o gaură aici într-o parte. Deci, chiar aici, în dreptul dopului. Ia uitați. Aici vom da o gaură. Facem cuțitul acesta micuț. Am făcut și gaura aceasta. Deci, după cum observați, gaura este în dreptul dopului la sticla de sus care vine. Așa. Și acum
vom face din material, din hai să tai de aici. Începe vijelia, mă duc să închid solarele și revenim. Am pus să închidem și noi solarele, că a venit un vânt așa, s-ar putea să înceapă și ploaia. Vedeți că dintr-o dată începe ceva neprevăzut. Am tras și jaluzelele aici. Ia uitați acum ce o să facem. Avem nevoie de o bucată de material, eventual să fie ceva absorbant sau din bumbac, este foarte bună. Și o vom înfășura în folie de aluminiu. Îl faceți mult mai rapid dacă aveți o bucată de furtun subțire. Doar trebuie să băgați un șiret pe acel furtunaș și ați rezolvat toată treaba. Dar merge și așa cu folia de aluminiu. Am strâns-o așa bine de tot, nici nu cred că mai trebuie să-i dau cu scoci. Și cred că e cam lungă, o să o fac un pic mai scurt. Să vedem cât îmi trebuie mie de aici. Voi băga capătul acesta care are un pic de material scos afară. Nu știu dacă l-auziți cu microfonul acesta, bate un vânt foarte puternic afară, dar microfonul își face destul de bine treaba, atenuează foarte bine zgomotul. Ia uitați, o să vin așa, în genul acesta. Să vă arăt cum vine, cum ar veni cu o sticlă. Deci îl voi fixa cumva sub dopul sticlei, de că se vede. Și să-l fac mai scurt, pentru că este destul de lung cum... Și mi-a ieșit două astfel de fitile, cum ar veni. Așa. Am sticla aceasta cu apă. Fixez foarte bine sticla aici. Mai trebuie un pic luat de aici marginea asta. Trebuie să reglați foarte bine sticla de jos ca să se potrivească cu sticla, să nu curgă apă. Și practic să producă un vid când le etanșați. Probabil vă gândiți de ce vă prezint și am și o gumă în gură. Cu această gumă voi da pe aici, pe lângă acest fitil, pe lângă gaură, ca să nu curgă apă pe aici.
Acesta va fi practic furtunelul nostru de picurari. Și acum îi dau cu gumă pe aici. Întinde bine. Ia uitați cum am făcut. Deci i-am dat cu gumă pe lângă. Și acum îi vom face și proba. Trebuie să întoarcem sticla invers. Așa. Dau așa puțin ca să se ude materialul din interior. Ce drăguț! Și ia uitați acum cum pic. Interesant, Iubix. Da. Și acum putem să o punem... O punem cumva mai sus, suspendată deasupra ghiveciului sau pe marginea ghiveciului, dacă ghiveciul ne permite acest lucru. Am luat aici și un ghiveci. Este mai mare puțin acest ghiveci. Pot pune sticla undeva deasupra și în felul acesta sunt sigur că va avea apă destulă planta dacă plecăm câteva zile de acasă. Puteți regla și nivelul de picurare dacă ridicați. Ia uitați, pică mai lent dacă ridicați acesta un pic mai sus. Observați? Mult mai lent dacă îl ridicăm. Am dat aproape ca să focalizez aici, să vedeți cât de lent se fac picăturile. Ia uitați. Deci îl puteți regla ori mai sus, ori mai jos. Super! Deci, salutare! În felul ăsta o să facem câteva pentru flori, dacă plecăm de acasă. Probabil o să plecăm și noi pe undeva. Da. Și vom avea nevoie de așa ceva. Dacă ia prin plasă, ia... Ia uitați! Super interesant! Chiar îmi place! Câte o picătură. Ne dozează aici foarte bine. În felul acesta plantele noastre nu vor suferi niciodată de apă și aceasta este în funcție de sticla pe care o alegem. Poate să fie la 1 litru sau 2 litri jumate, cum considerați. Bun. Eu am pus deja sistemul de picurare la aloie. Te-am salvat de un lucru în plus la flori. Drăguț, mulțumesc. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Până data viitoare, vă salutăm și vă urăm o zi bună. O zi bună, v-am pupat, pa, pa! La revedere! Check the mic and make sure it sound right, boys.